Sau și bine m-am găsit, domnul nostru, să am hai să continuăm să vedem ce putem să facem noi episod de azi. Voi, fraților, după mâineți, am schimbat job-ul, fraților, suntem pizza boy acum. Vreau să spun că am primit niște comentarii la voi pozitive în ceea ce privește acest job. Și m-am gândit, bă, frate, hai să încercăm și job-ul ăsta. Aoleu, stai că pe aici nu se poate, că a mai fost la checkpoint-ul ăla. O să luăm pe aici pe străduța asta și să știți că se câștigă destul de ok. În general, nu vreau să o lungesc, dar... eu zic că e cea mai rapidă metodă de să faci cel mai rapid job, zic eu. Uite, am primit 24k aproximativ. Cel mai rapid job ca să faci bani și mai târziu pe la un skill mai înaintat, ca să zic așa, faci bani foarte mult și foarte rapid, zic eu, frate. Deci, mi-o simt băia că face, nu știu, face cam 60-70k pe curs sau ceva genul ăsta. La skill 6, deci faci foarte, foarte bine, zic eu. Stai mai așa, slash pizza... mai întâi, ok, deci să o luăm încolo. În partea aia nu prea am avut o checkpoint-uri, dar hai că merge. Bun, ne-a schimbat și rentul, fraților. Nu mai stăm la căsuța aia care era mai aproape. Iată cât de cât acolo, mai aproape de farmer. Ne-a schimbat căsuța, stăm la o căsuță acolo vis-a-vis cu jobul ăsta de pizza. Deci fix, fix vis-a-vis, frate, cum ești pe ușă, dai de jobul ăsta. Și foarte, foarte aproape acolo momentan. Acolo o să rămânem și o să facem... pizza boy foarte, foarte mult timp până ne creștem bugetul cât de cât. În legătură cu mașina, mi-a zis câțiva dintre voi care ar fi cea mai bună mașină și da, mașina aia costă cam 4 milioane și ceva. Stai, pe unde trebuie? Pe acolo. Ba nu, cred că trebuie pe aici, dar hai că-mi vedea. 4 milioane și jumătate sau ceva, 4,5k mi se pare că costă. Bă, eu zic că o să strângem bani, de aia momentan nu prea avem nevoie de mașină. Dacă nu o să strângem bani, o să o cumpărăm, bineînțeles. Poate... de fapt, cu jobul ăsta sper să trecem cât de repede se poate banii ăștia. Bă, singurul dezavantaj e că nu prea cunosc eu mapa pe aici, frate, și cam îmi ia ceva să... cam îmi ia ceva să găsesc checkpoint-urile astea, dar nu e chiar o problemă asta. Pentru că, până la urmă, tot le găsesc. Ia uite, bă, ce une... aoleu. Hai să ne cât primim pe asta. 11k. Foarte bine, am făcut 400 și ceva k. De la skill 1 până și mai aveam încă 15 pizza livrate și acum momentan, stați așa, skills. După cum vedeți am skill 2 din 6, deci avem skill 2 la pizza pentru că am jucat ceva off camera și încă 21 de pizza mai avem nevoie pentru skill 3. Bă, eu zic că cel mai bun job în care poți să faci banii, nu bani, da, și bani, dar poți să faci skill-ul cât de repede poți tu, adică foarte repede poți să faci skill-ul. La jobul ăsta, nu știu dacă e așa, dar eu așa mi se pare. Ia să vedem pe unde naiba trebuie să mergem pe aici. Trebuie să iau în dreapta. Cred că pe aici ar trebui, frate, sau nu știu, mă, cam bate mapa asta. Nu, cred că trebuie să luăm pe podul ăla, hai să luăm pe podul ăla. Bun. Și în legătură cu mașina, v-am spus, când o să strângem bani, o să cumpărăm și mașina, bineînțeles, dar momentan vrem să facem skill 6 la pizza. Da, nu faci foarte greu skill la jobul ăsta, v-am zis, faci chiar rapid. Eu zic că e cel mai rapid job în care poți să faci cel mai rapid skill-ul, dar hai cum vedea. Ne apropiem de skill 3 frumos, elegant. Și asta e foarte, foarte bine. Ia să dăm un slash stats, pentru că n-am dat, fraților, și bun. Pe mine ți-am un bancă 950, bine, am un caca și ceva momentan. Un caca 400, hai să zicem, 1,4 caca. Am 16 din 11 RP-uri, pentru că nu vreau să cumpăr level, v-am spus, n-are rost să cumpăr level 4, o să lăsăm să se strângă acolo RP-uri, o să, nu știu... o să cumpărăm level 5 probabil, dar la level 4 n-are niciun rost să cumpărăm. O să cumpărăm level 5 sau 7, nu știu, vedem. Ca să fie așa mai șmecher. Și raw point-uri am 20 din 10. Ideea e că nu mai pot să mai primesc raw points-uri, ci că s-au modernizat ăștia, nu mă mai lasă să primesc raw point-uri de alea. Băi, pe aici nu știu pe unde naiba. Hai să o iau pe aici, dar nu știu dacă e ok. Dar hai totuși să o luăm pe aici. O să trească să consumăm rope point-urile alea, o să dăm un rope ceva în episodul următor, cred, ca să nu stea degeaba acolo și să nu mai primesc. Poate pot să câștig ceva bonus și din rope-ul ăla, cu toate că n-am mașină, dacă mașină găsesc eu, asta nu e o problemă, dar problema ar fi că n-am gun, n-am armă, dar
aici nu cred că o să-mi trebuiască armă, adică nu prea mă lupt eu cu ea, frate, dacă mă primă prin soarta și destinul. Cât să fac acum? Oricum o să trebuiască să iau o licență de gun de aia. Să caut un instructor de la asta, nu știu de unde n-ai mai o licență de gun. Să-mi dea licența și nu știu cât e, vreo 100 ca aia, nu contează acum cât e, dar ideea e să pot împușca pe aia, mă, să le dau mare umor. Ok, aici ar veni să o luăm, bă, oprește, frumă, mă. Deci ar veni să o luăm încolo și în stânga. V-am spus asta că ar fi problema că nu prea cunosc eu mapa, știi? Și mă, că dacă mă dă la distanțe de astea foarte mari, bine, cu cât e dă la distanțe mai mari, cu atât îți dă mai mulți bani, dar dacă mă dă la distanțe mari, nu prea nimeresc eu, până nimeresc eu drumul corect, îmi ia ceva, dar nu e o problemă, zic eu. Băi, nu uitați să lăsați un like acolo, pentru că la episodul anterior din sub, am strâns, fraților, peste 35 de like-uri, aproape 40 de like-uri, bă, what the fuck, deci n-am strâns niciodată atâtea like-uri și peste vreo 300 de vizuri, deci vă mulțumim enorm pentru chestia asta, bă, ia stai, de fapt nu, hai, du-te mai departe. A, uite, acolo ar fi, frate. Eu văd ăla acolo, dar, da. Hai, totuși, colom pe aici, a? Eu pe aici, mai poate pot să iau în dreapta și dacă mai vreți să de cu facecam, bineînțeles, din Samp, uite mă, e aici mă, lăsați un like acolo și dacă ești nou pe canal, frate, și să îți place conținutul și ceea ce vezi și vrei să mai vezi în continuare, abonează-te pentru că nu o să regrezi. Am primit aproape 30k, frate, ești nebun, 28k, foarte, foarte, foarte bine, nu slash stați, frate, slash pizza, hai să mai dăm o cursă, să vedem pe unde mai trebuie să o mai luăm, o luăm pe aici, văd că băieții mai fac pizza pe aici, nu problem. Ok, deci ar veni să o luăm încolo și o să o luăm pe strada aia mare. La farm, frate, de când am mai străbătut eu drumul ăsta să vin să vând, să culez de făină, chiar o trecut ceva timp. Bă, nu zic că nu o să mai revenim și la farmer sau la alt job, poate. Bine, la alt job sunt mai mici șanse ca să mai mă apuc de alt job. Momentan vreau să fac skill-a ăsta și v-am spus, poate o să revenim și la farmer să facem skill. Dar momentan rămânem pe pizza. Uite mai aici pe chestia asta, pe stadionul de baseball sau nu, de tenis sau ce caca de stadionul ăsta. Bine, acum am vreun 4-5k. Uite, văd că și casa asta poate să se cumpere. Văd că stă cineva acolo, ok. Hai să mai dăm un slash pizza. Asta a fost foarte, foarte aproape. Ce-mi pui tu și cu cât ești mai aproape, cu atât primești mai puțin, e și normal. Ia mă, trecem autobuzul, mă, dă-te mă, dai-și mă. Bine, eu folosesc chestia asta, nu știu, e un bug sau ceva genul ăsta, dacă apeși de chestia asta, prinde o viteză foarte, foarte mare, dacă spamezi săgețica asta. Prinde cam 158, am prins maxim cu bicicleta asta pe autostradă, cu scooterul ăsta, pana aia, bicicleta. Hai mă, dă-i de viteză, mă, dă-i mă viteză, mă. Bun, ăsta cred că nu știu pe unde naiba ar fi checkpoint-ul ăsta. Să moară Bibi dacă știu. O iau pe dedesubt aici. Cred că am luat-o bine, frate, cred că am luat-o bine. Acolo am pe acolo, mă duceam încolo, spre LS. Sau LV, nu știu ce naiba ăla. Bă, nu prea cunosc nici orașele, dar nu e problemă. Mai puțin mai aici la OBS, dar văd că se vede ok, să văd timerul ăla. Și acum ar veni să o iau pe aici. Așa, hai să vedem cât mai primim pe cursa asta. Băi, eu o să mai fac ceva off-camera, o să mai fac ceva curse de astea de pizza. Să mai crească bugetul. În general v-am zis ce am avut de zis pe clipul ăsta. V-am spus, nu uitați să lăsați like-ul acolo și noi ne vedem data viitoare, fraților. Dacă ai fost nou pe canal, ți-am zis să abonează, dacă mai vrei episoade de la noi, de la Dumbro Gamers. Și să știi că nu o să te dezamăgim. Aoleo, stai, pe unde ar fi ăsta, mă? Să intrăm acolo, veni. A, pe acolo, deci nu e mare problemă. Ar fi să sărim aici, așa. Și aici, frate. Bun. Ia, aoleu, a spart gardul, nu contează. Cât primi, frate? 12k. Băi, eu cam atât am avut de zis. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Noi ne vedem data viitoare. Să aveți o zi cât mai faină și o viață cum vă doriți voi. Toate cele bune, o zi cât mai faină doriți. Vă